Preasfințitul Părinte Galaction s-a aflat astăzi în mijlocul obștii mănăstirii Pantogrator din județul Teleorman. Ierarhul a sfințit o copie a icoanei Maicii Domnului Paramitia, pictată la mănăstirea Vatoped, care a fost purtată apoi în procesiune. Sfânta liturghie a fost oficiată la altarul de vară al mănăstirii. În cadrul slujbei, ierodiaconul Sofronie Zaca a fost hirotonit ieromonah pe seama așezământului monahal. La final, preasfinția sa a săvârșit vecernia plecării genunchilor.